Edilul șef al municipiului, Lucian Micu, a profitat de prima zi de primăvară pentru a se întâlni la sediul primăriei din Roman cu echipa medicală de la conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman, formată din managerul unității, doctorița Maria Andrici și cei trei directori, Oana Onu, director medical, Leonarda Chiriloae, director financiar și Elena Chirilă, directorul de îngrijiri medicale, pentru a-i felicita că au promovat concursul de ocupare a posturilor respective de conducere pentru încă un mandat de 3 ani. Vreau să felicit pe cei din conducerea spitalului pentru că, în primul rând, v-ați înscris la acest concurs. În același timp, vreau să vă felicit pentru că ați ales continuitatea și sunt convins că nu a fost o decizie tocmai simplă aceea pe care ați luat-o de a vă înscrie la un nou mandat. Pentru că purtați o mare răspundere. Însă, în același timp, personal sunt convins că este o echipă de succes. Succesul trebuie să vină din faptul că aveți continuitate și că în mandatul anterior ați dobândit o experiență care trebuie să vă ajute în acest mandat să creșteți calitativ actul medical de la Spitalul Municipal de Urgență din Roman. Cei trei directori au primit felicitări și din partea managerului spitalului, care s-a arătat mulțumită de faptul că va continua activitatea de conducere a unității sanitare alături de vechea echipă, cu care este convinsă că va putea continua proiectele demarate. Cum am mai spus, domnii directori sunt persoane cu experiență profesională în funcția de conducere, cu aptitudini și cunoștințe manageriale, cu aptitudini de comunicare. Și ceea ce mă bucură este că vom putea continua activitatea ca înainte. Este o echipă unită, oameni profesioniști pe care mă pot baza și alături de care doresc să continuăm ceea ce ne-am propus. Vom continua proiectele începute de la preluarea mandatului meu de manager. Și cei trei directori au declarat că sunt bucuroși să continue activitatea în aceeași echipă, promițând că se vor strădui ca împreună să implementeze toate proiectele viitoare ale unității sanitare romașcane. Formăm, zicem noi, o echipă consolidată care a avut 3 ani de zile ocazii multiple ca să se consolideze. Ne face plăcere că putem să continuăm în această formulă. Pentru că să știți că avem proiecte ambițioase și unul din proiectele noastre despre care a vorbit de atâtea ori și doamna manager este înființarea secției de paliație. Nu am renunțat la acest proiect, să știți. Proiectul acesta s-a oprit în demersul la minister, dar sperăm că în acest viitor mandat să finalizăm și acest proiect. Și ar mai fi și alte proiecte ambițioase pe care ni le-am propus. Mă bucur că suntem astăzi la un început de primăvară, la un nou început al vechii echipe manageriale de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, o echipă care cred eu că s-a dovedit o echipă profesionistă și implicată. În calitatea mea de director economic, ca cel care răspunde de banii acestui spital și de care depinde tot ceea ce spuneau colegii mei mai devreme, adică modul cum funcționează, cum se dezvoltă și cum ne adresăm pacientului, calitatea serviciilor noastre, vreau să vă asigur că în continuare voi avea aceeași determinare și voi încerca să rezolv lucrurile cât mai bine pentru unitatea noastră. Bună ziua! Profit de această zi frumoasă, prima zi de primăvară, și urez tuturor romașcanilor o primăvară frumoasă și, nu în urmă rând, și personalului medical, echipe medicale, fără de care noi nu am putea să avem un act medical de calitate. Mulțumesc domnului primar, Consiliul Local și Consiliul de Administrație și colegilor mei care au ales să mergem împreună. Contractul anterior pe care cei trei directori l-au avut cu managerul spitalului Maria Andrici va expira în data de 10 martie. Din 11 martie, cei trei directori care și-au recâștigat postul prin concurs vor încheia individual contracte de administrare pentru încă 3 ani. Expiră contractele vechi și începem cu 11
10 martie vor fi contracte noi de administrare. Câteva repere din aceste contracte depinde fiecare în parte de funcția pe care o îndeplinește directorul respectiv, probabil nu știu fie același, ca directorul economic. Indicatorii, doamna. Indicatorii. Dacă vreți să cumpărați un fisc. Durata, 3 ani de zi. Sunt prevăzuți indicatorii în contract, durata este de 3 ani, sunt prevăzuți indicatorii pe care stabilește managerul, deci în funcție din indicatorii managerului sunt distribuiți indicatorii celorlalți trei directori. Sunt prevăzute durata, indicatorii atribuții în acest contract și este model contract, deci este conform oricum. Sunt prevăzute și sancțiuni în cazul în care să zicem că nu s-au realizat acele indicatori. Nu știu dacă sunt, chiar nu cred că sunt sancțiuni. Oricum, managerul poate rezilia un contract al unui director la neîndeplinirea indicatorilor. Deci sunt și ceva clauze în acele contracte. În fața noii și în același timp a vechii echipe manageriale stau în continuare sarcini nu tocmai ușoare legate de exigențele celei de-a doua etape de acreditare a Spitalului Municipal de Urgență, care presupune etape succesive de evaluări a diverselor cerințe impuse de Comisia de Acreditare cu raportări periodice, ceea ce înseamnă nu doar investiții materiale importante, ci și un efort uman considerabil. Într-o conferință de presă ulterioară evenimentului a fost subliniat faptul că Spitalul Municipal de Urgență Roman are nevoie de investiții importante în valoare de peste 65 de miliarde de lei necesare procurării aparaturii medicale și investițiilor obligatorii pe care SMUR ar trebui să le facă în 2017.